Salutare dragilor și bun venit pe canalul meu! Subiectul acestui video îl reprezintă iPad Air 4, lansat anul trecut în septembrie, dar care încă este destul de greu de găsit în majoritatea magazinelor, deși au trecut deja câteva luni. Iar pentru cei care în trecut au luat contact cu Air-ul din 2019, pe care l-am avut și eu, este o super mare diferență încă de la prima vedere. Și asta vine oarecum ca o surpriză când vorbim despre Apple, pentru că știm cât de mult poate să insiste pe același design câțiva ani. Deși, dacă analizăm puțin situația, ne dăm seama că nu e un design chiar nou, ci este foarte asemănător cu iPad-ul Pro. Din fericire, acest Air are un preț mult mai accesibil, asta dacă putem să asociem iPad-ul cu ideea de preț accesibil. Avem așadar o tabletă cu un display de 10,9 inch Liquid Retina IPS LCD cu o densitate a pixelilor de 264. Învelișul este oleofob și rezistent la zgârieturi. Cântărește 458 de grame, are o grosime de 6,1 mm și se simte extrem de bine în mână. În plus, spatele și marginile din aluminiu ne oferă o experiență premium încă de la început. Îmi place mult mai mult decât vechiul Air, mai ales că marginile, cel puțin în partea superioară și inferioară, sunt reduse considerabil. Iar butonul principal din partea inferioară, mă rog, unicul buton care exista pe panoul frontal, nu mai există. Avem însă prezent în continuare un senzor de amprentă fizic, în partea superioară pe butonul de blocare. Și știm deja că Apple face o treabă excelentă când vine vorba despre senzorii de amprentă, deci cred că nici măcar nu mai era cazul să vă spun că funcționează minunat. Poziționarea lui acolo este comună, utilizatorii sunt deja obișnuiți cu asta, deci nu e practic nimic nou în amplasarea lui. Dar are și amprentă în plus acum. Și avem în sfârșit MUFO USB-C și am scăpat de Lightning-ul specific Apple. Yay! Pentru cei care își doresc să introducă un SIM, există bineînțeles și variante care permit acest lucru. În ceea ce privește stocarea internă, știm că nu există posibilitatea de a introduce un card microSD pentru tabletele produse de Apple. Dar ne putem alege între două variante de stocare internă, 64 sau 256 GB. Pentru oricare dintre acestea există bineînțeles opțiunea cu SIM sau fără. În ceea ce privește RAM-ul, saltul nu este unul major. Avem acum 4 GB RAM care sunt disponibili pentru ambele variante de memorie internă, deci 1 GB RAM în plus față de modelul anterior. Dar dacă stau să mă gândesc mai bine, nu cred că avem de ce să ne plângem. iPad Air-ul din 2019 se mișca extrem de bine și nu mi s-a întâmplat niciodată să se blocheze sau să nu ruleze ok vreo aplicație. Mai ales că vorbim totuși despre un dispozitiv Apple pentru care RAM-ii nu sunt atât de relevanți datorită optimizării excelente a sistemului de operare. Și cred că utilizatorii înțeleg perfect acest lucru. Avem însă, din fericire, un chipset nou, la fel ca în fiecare an. Apple A14 Bionic pe 5 nanometri și vine încă de la început cu iPadOS 14.1. Pentru cei care aleg să achiziționeze și accesoriile împreună cu tableta, sunt convinsă că experiența devine cumva una completă. Bineînțeles, la prețurile pe care le au acestea, clar recomand achiziționarea lor doar în caz de nevoie reală. Altfel, ar fi niște bani închiși în niște produse pe care le veți folosi rar sau chiar deloc și vorbesc din experiență proprie. Modelul de Apple Pencil suportat este cel din generația a doua, același care funcționează și cu iPad-ul Pro. Este util atunci când vrem să desenăm, să schițăm ceva sau pur și simplu să ne bucurăm de scrisul de mână. Și stă poziționat pe partea laterală a iPad-ului, fiind ținut pe loc de magneți. Iar dacă ne dorim o experiență asemănătoare cu cea unui laptop, ne putem achiziționa un mouse și o tastatură, cum ar fi acestea. Și putem să facem o grămadă de activități mult mai rapid și mai eficient dacă alegem să ni le achiziționăm. Un alt plus îl primește acest iPad pentru culorile disponibile. Pe lângă cele clasice de gri și argintiu, există în plus și un roz auriu, un sky blue și un green, care sunt absolut minunate. Îmi pare atât de rău că nu există și pentru iPhone 12 Pro Max green-ul și sky blue pentru că arată foarte, foarte bine. În ceea ce privește camerele, deși știți că pentru mine nu sunt prea relevante pe o tabletă, cel puțin nu cea principală, care are acum 12 megapixeli, este wide și are funcție HDR și plus filmează 4K și 1080. Camera de selfie rămâne însă tot la 7 megapixeli, cum există și pe modelul anterior din 2019 și filmează la 1080.
Pentru apeluri video și conferințe, cred că este mai mult decât suficientă, deci nu avem de ce să ne plângem totuși la acest capitol, mai ales că este și un pic mai luminoasă decât cea de pe modelul anterior. Vorbind despre baterie, pentru că este foarte importantă, aceasta este lipolimer și ne promite o utilizare de până la 10 ore în redare multimedia, iar mie mi se pare că ține cam la fel ca modelul anterior, dacă nu chiar puțin mai mult. Deci, la o utilizare normală, aș zice vreo 2 zile, dacă nu chiar 3. Bineînțeles, dacă vă jucați mult pe ea, veți reuși cu siguranță să o epuizați într-o singură zi, sunt convinsă de asta, dar chiar și așa, mie mi se pare o autonomie extrem de bună. Și dacă tot am adus atât de mult în discuție modelul anterior, vreau să vă spun și că de data aceasta prețul de pornire este mai mare cu vreo $100. Și nu știu dacă să vă spun că merită sau nu. Deși pe parte de design clar se văd îmbunătățiri față de modelul anterior. Pentru cei care sunt fani Apple și vor să rămână în acest ecosistem în continuare cumpărându-și o tabletă la un preț mai decent, mă rog, cât de decent se poate având în vedere faptul că vorbim despre Apple, cred că aceasta ar fi o alegere extrem de bună. Eu am fost Mishi, vă mulțumesc pentru atenție și nu uitați că vă stau la dispoziție în secțiunea de comentarii dacă aveți orice fel de întrebare legată de acest iPad. Iar dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați. Vă pup!